libertate și pentru onoare. Ceea ce națiunea noastră are cel mai puțin. Yo. Că statul nu mă lasă să îmi fac un status. Un săcul de stat, aiurea și încă mă satul de stat pe uscat. Când ăștia au cu sacul și restul avem resturi, în rest e satul să încerc să respir. Vrăjel și căcatul servite de sus. Când noi mâncăm factul și iau foc pe faptul că ne fură sacul și vor să ne ia tot ce avem în ansamblu. Ei stau liniștit sus, pe noi ne țin sub și absurd cum ne suc destul și nu le ajung. Văd mereu genul ăsta de voi care îmi pun și cred că ar trebui pe bune să tragă la juc. Să zicem noi, frate, ha, uite ce afacere cu dragi domn șef cu cârca până la retragere. Asta se aplică pentru toate dobitoacele care fac regulile și tot ei pot să le încalce. Românii tac să nu-și supere stăpânii. Rise up, rise up. Mai rău ca-n buncăr, am înțeles cum că lucrez pe șase veți aici fără carte de muncă. Doamne ferește să ai vreun bunic pe ducă sau un copil în școală, hai îmbracă-le ducă. Ne mai întrebăm de ce țara e în regresie, când pe fețe vesele cândva nicio expresie. Nu mai indică liniște, doar simpla impresie că nu le mai ajunge tot ce mai au în posesie. Nu mă văd munci nici eu pe doi bani pun în cresie, când trebuie să trag 30 de ani pentru 5 de pensie. Și aș face-o liniștit, dar am o obsesie când văd oameni onești dintre nervi și depresie. Când vine iarna, dar caloriferele în gheață, când știu bani că iarna au și simt nesiguranță. Nu-i normal să stai cu frica zilei din față, cum nu-i normal să n-ai după ce ai tras o viață. Statul te ajută, vezi când te împiedici să te ridici. Vor și ei să fim puternici, că spitalul umplă boli și e lipsă de medici. Dar schimb, dacă mori, avem sute de biserici și 1000 de clerici. Stai să asculti predici la o grămadă întreagă de politicieni nemernici. Ce simți tu când te abții văzând că nu-ți permis să faci ceva și poți să te agiți până vomiți și nu mai poți să închizi și vrei să fii bogat, te ajută fizicul, poți să te apuci să faci video chat, că faci mai mulți bani lunar ca un salariat din combinat lăbar pe net. Un sistem minunat, un sistem minunat, unde tot s-a uscat de când am început cu toții să ne luptăm separat și se pierde dreptat. Tot ce am câștigat în secole întregi de trudă pe care mulți le-am uitat.